Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Etalare pentru iulie 2022. A venit un mesaj pentru unii dintre voi. Acest barză ibis, numărul 17. 17 în tarot este asociat stelei, care steaua este o lumină pe care o atingem greu. Este vindecarea noastră care vine greu. Este misiunea noastră care se găsește greu și se găsește în momentul în care te hotărăști să o cauți, evident. Dar, combinat acest simbol cu cartea de față, care vorbește despre călătorii lungi, călătorii lungi, ar putea să fie călătorii care transformă. Și totuși, sunteți conștienți că trebuie să începeți călătoria vieții voastre, o călătorie lungă, pentru că aveți multe răni, multe lucruri de vindecat, multe traume, multe frici și toate trebuie vindecate, transformate, alchimizate, pentru că, ia uitați, fricile sunt acolo. Șoricei care mănâncă recolta, care mănâncă starea de bine, da? Abundența. Grija zilei de mâine. Tipic pentru unii, unii cu zodia, cu marcaj în zodia balanței. Decât să vă îngrijorați, mai bine v-ați concentra pe bucuriile voastre, pe felul în care vă puteți crea recolta, aș spune. Poate că cineva vrea să ofere niște flori unei doamne, poate. Și e foarte stresată. În fine. Cu ce începem? Ok, începem tot cu ăsta. Soarele, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Despre ce vorbim? Wow! Mi se pare mie sau mai apărut de curând? 10. 10 este durere, suferință. Dar vedeți, în tarot 10 este și roata norocului. 10 să fie important pentru unul dintre voi, dar este un nou ciclu în care teoretic ar trebui să vă eliberați de suferință, de blocaje, de frici, de ce am mai zis-o mai devreme și să manifestați este un 1. Un nou univers, sunteți la început. 1 este urmat de 0, sunteți la început de manifestare. Încă nu s-a manifestat, dar trebuie să vă eliberați. Trebuie să schimbați energia, chiar dacă doare. Trebuie să lăsați ceva în urmă. Trebuie să tăiați pe o coasă niște legături karmice foarte grele, foarte profunde. La capătul setului de cărți, 5, pomul. O, și 15. E o genealogie cu mari probleme. Pomul în acest context și cu 5, care aducem minte de marele preot, și cu 15 diavolul, este o genealogie foarte toxică, din care, deci, pământul din care vă trageți seva conține acele ingrediente toxice, frică, grija zilei de mâine, poate codependență, poate dorința de a avea control sau să atrageți oameni care vă controlează, vedeți unde sunteți, variază, da? Situații toxice. Așa aș spune. Pentru unii dintre voi. Hai să vedem energia pe care ar trebui să o aveți în această perioadă și apoi începem mentalarea. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Iulie 2022. Balanțele. Protecția. 21. Marea Preoteasă 2 și 1 Magicianul, împreună 3 Împărăteasă. Învățați lucruri subtile, lucruri care vă ajută să manifestați, lucruri care vă ajută să stați în picioare, lucruri care într-adevăr vă protejează energia. Învățați niște lucruri, faceți-vă timp pentru așa ceva. Eventual, stați în preajmă ca să puteți manifesta abundență, un alt pom pe un alt pământ, într-un alt context sănătos, luminos. Pentru unii,
această energie feminină foarte puternică, probabil că 3-3-3 vă atrage sau comunică într-o formă a comunicat sau vreți voi să comunicați cu ea. La capătul setului de cărți, futurele, sufletul, 2 și cu 8, 1. Unul trebuie să se transforme, celălalt îi arată calea. Sunt două personaje foarte diferite. Unul s-a transformat și se transformă tot timpul și este în autoritate, celălalt încă nu. Cine știe în ce postură este acest postură, în ce etapă ar fi acest fluture? Poate nici măcar n-a făcut aripioare. Honeybee. Era o melodie foarte tristă, de dor a cuiva față de o doamnă. Honeybee. 6. La capătul setului de cărți este un bărbat foarte îndrăgostit, da, se vede. Dar poate să fie un bărbat în energia sa feminină, încoronat. Și energia sa feminină trezită de, eventual, personajul despre care am vorbit, atrage abundență. Aici trebuie să ajungeți, bărbați, femei, nu contează ce sunteți, da? Observați, sacrificați trecutul, acel e un trecut adictiv care vă ține pe loc, în care v-ați fixat prea mult pe responsabilități, pe, ia uite, 10, poate pe dorința de a conduce sau, stând în preajma oamenilor care au vrut să vă conducă, variază. E o mare diferență între a munci, responsabilități și a avea abundență, a atrage sporul, a atrage oportunitățile, a atrage banii. Hai să vedem. Soare, Lună, Venus. Ascendent adunat în balanță. Iulie, aproximativ, 22, o dată, de două ori, de trei ori și tăiem, de trei ori. Eliberați-vă de apele tulburi. Călătoriile pe care le faceți ar trebui să vă inspire, să vedeți ce stări aveți în timpul unei călătorii. Depinde de unde plecați, unde vă duceți și tot așa. Dar aceea era în primul și în primul rând o călătorie mentală și fizică. Regele de spade în trecut. Valetul de bute, tot în trecut. Și regele de cupe. Am zis, e o energie masculină care s-a îndrăgostit fără să-și dea seama. N-a crezut că se îndrăgostea. A crezut că este doar o aventură, valetul de bute. Dar, vedeți voi, personajul acesta nu e doar un copilaș, o puștoaică care se joacă, știți? E un personaj care este copilăros, dar știe să manifeste. Este o lume. Este o baghetă magică. Acest personaj, că am senzația că această energie feminină a fost desconsiderată. Puterea sa de manifestare și de transformare a fost desconsiderată. Regele de spade, de obicei, logic, în general, balanță, poate să fie vărsător, poate să fie geamăn. Logic. Într-o anumită formă stabil, măcar în aparență. Bine ar fi să fie și în realitate. Un om care are principii. Nu fixist, varianta sa negativă, ci principii sănătoase. Ar putea să fie un doctor de suflete în varianta sa superioară, dar în varianta sa mai puțin bună, este un tip care nu crede în Dumnezeu, crede doar în știință, în mecanisme, în chestii care țin de un anume soi de rațiune, programată prin școli, eventual. Dar interesant că după comunicarea cu cineva, valetul de bâte înseamnă comunicare, și am vorbit de comunicare mai devreme, ceva se schimbă. Probabil acest personaj, această energie feminină avea lumină. Vedeți, aici este lumină, aici este un cerc de lumină. Poate, voi ziceți că regele de spate ar putea să zică, e doar un balon de săpun, nu, dragă. Logicule, nu e un balon de săpun. Asta este mintea ta nepregătită să înțelegi
cum se manifestă în viață. Să înțelegi că din balonul ăla de săpun poți să înveți foarte multe. O adevărată filozofie de viață. Da? Balonul ăla conține o vreme ceva. Și apoi se disipă. În fine, probabil că inițial a desconsiderat un potențial, o idee. O idee, o pasiune. Și totuși, la un moment dat, s-a ajuns la un rege de cupe, la emoții. Emoții foarte profunde. Pe de altă parte, poate, o să vedem și la clarificări. Personajul logic și rațional a fost pus față în față cu emoțiile sale, dar vedem dacă între voi e un alt mesaj, repet. A intervenit o altă persoană, eventual o persoană care, ori un copil, ori o persoană care a folosit un copil. Înțelegeți? Hai să vedem, în prezent. Vai, ce frumos asul de cupe! Îndrăgostiți, wow! Ia uitați! Ia uitați ce îndrăgostit e! Și regina de bâte. Apă, aer, foc. Până acum aveți, iar gemeni de mai multe ori, balanță, vărsător, leu, berbec, săgetător, peștrac, scorpion. În prezent, puteți să vă vindecați sufletul. Face parte din procesul de vindecare. Am vorbit de vindecare, da? Sau poate cineva se vindecă. Poate altcineva din viața voastră. Însă, cartea a venit pentru voi, să zicem, în etalarea voastră. Vorbim și despre voi, că nu se vindecă doar alții. Ne vindecăm și noi tot timpul, pentru că avem traume vechi, dragii mei. Astfel de cupe, da, poate să fie o nouă poveste de dragoste, dar poate să fie și dragoste față de voi. Să înțelegeți. După multe meditații, să zic, că aveți nevoie să vă vindecați și să vă iubiți. Și trebuie să alegeți, interesant, probabil că aveți de ales între o nouă poveste de dragoste și poate o persoană pe care o știți de mai mult timp. Poate aveți de ales între o energie care vă vindecă și una care vă instigă, vă aprinde. Variante. Mai aveți și alte variante. Regina de bute în principiu e faină, dar poate să aibă și ea manifestările negative. Rămâne de văzut la clarificări. În principiu, deocamdată cărțile arată bine. Astfel de cupe îndrăgostiți și regina de bute? Ce alegeți? Vindecarea dragostea față de voi și eventual o nouă dragoste? Sau pasiunea, sexualitatea, cheful de viață, distracțiile? Hai să vedem un viitor. Marele preot? Șapte de spade și patru de bute. Ce ar mai fi după? Patru de bute împăratul. Uf, o figură foarte încăpățânată. Nici cu marele preot nu mi-e rușine. Iar aveți de vindecat o atitudine rațională pe care a căpătat-o prin educație, școală, sau educația primită de părinți, de bunici, de rude, eventual și ați proiectat-o în familie, în căsnicie, dacă sunteți căsătoriți. Da, aveți de vindecat. Ori atitudinea cuiva distantă vă afectează și trebuie să vindecați acest lucru. Să vă păstrați credința, pentru că marele preot vine cu multe informații. Depinde ce vreți să manifestați, varianta sa simplă, tradițională, plină de reguli, sau cea care cunoaște foarte multe și urcă până la cer, Stairway to Heaven. Acum, eu știu, poate mai aveți de-a face cu cineva cu marcaj în semn de aer, șapte de spade, care poate că a avut o atitudine aventuroasă, și trebuie să aleagă. Și voi trebuie să alegeți. Dacă face parte din viața voastră, nu doar ei, vă aleg sau nu vă aleg și voi îi alegeți sau nu îi alegeți. Cineva fuge de casă, eventual, de credință, de implicare, într-o anumită formă. Dar vedem și la clarificări.
Fuge pentru că vrea să aibă controlul. Ori? Da. O să vedem la clarificări exact, pentru că aici sunt două energii, și bărbați și femeie, amândoi în patru. Amândoi într-un patru foarte încăpățânat. Foarte, da, niciunul nu vrea să miște nimic. Așteaptă ca celălalt să facă. Rămâne de văzut ce este în această poveste. Până nu clarific, n-are rost să spun mai multe detalii. Interesant, iar alegeri la capătul setului de cărți, 2 de spade, vedeți voi, chiar e pentru voi, cu planete în balanță. Alegerile astea vă dau durere de cap, pentru că voi cântăriți, analizați, nu mai analizați așa de mult, mai ascultați-vă și inima, învățați să aveți credință. Cu cât fugiți de credință, cu atât intrați în zona asta de control, în care manifestați energia în chakrele. Asta e un mesaj pentru foarte puțini dintre voi care înțeleg. În chakrele de jos, nu în cele superioare. În fine, nu e pentru toți. Pentru cine vor să înțeleagă. Hai să vedem. Interesant. S-a oprit clarificatorii, s-a oprit la zero. Poate acest proces de transformare prin care unii dintre voi trebuie să treceți 0, aici este 1, 2 și cu 8, 1, pe aici 10, da? Trebuie să începeți să vă eliberați de niște trădări, de o suferință, de un fel de a fi în care vă blocați, vă sabotați singuri, credeți, poate ați crezut prea mult în cineva sau n-ați crezut în voi, sunt multe variante, vedeți care sunt acelea. Hai să vedem regele de spade în trecut. Regele de spade, în general, e mai pesimist, mai flegmatic, pentru că, fiind rațional, s-a obișnuit să vadă și părțile negative ale unor situații. 6 de monede. Cineva stă să analizeze. Ofer în stânga, în dreapta, pare ofer cui trebuie, e corect. Ori poate ați observat, regele de spade observă, pe altcineva care nu vă oferă doar vouă, oferă ce oferă bani, atenție, sexualitate, nu știu, oferă și altor persoane. Și stați ce vă gândiți, e bine sau nu e bine? Regina de monede la capătul setului de cărți ar putea să fie o mamă, o soție într-o anumită formă pentru unii dintre voi, care cere bani pentru care munciți, regina de spade, balanță, muncește pentru regina de monede. Hai să vedem. Valetul de bâte. În trecut pentru balanță, valetul de bâte. Asul de cupe. La o călătorie cu faetonul apare acest vale de bâte, o comunicare foarte interesantă, originală, plină de pasiune, care creează potențiale. Dar la un moment dat, și potențialul cel mai fain este asul de cupe, nouă dragoste. Vedeți? Apare în prezent. Vă marchează, v-a marcat. Dar ideea este că la un moment dat v-ați dat și voi seama că trebuie să alegeți. Ce faceți? Doi de spade revine, doi de spade. Pentru că voi, dacă alegeți această dragoste, și pasiune, nu doar pasiune, sunteți puși într-o situație dificilă. Familie versus noua pasiune. Sau familia fiind părinții, cultura, tradiția, jobul versus această nouă poveste de dragoste. E nouă. Dar de ce e nouă și în trecut și în prezent? Pentru că încă nu s-a lucrat această relație. E nelucrată. Alte trei de monede. Iar trei persoane. Vă dați seama că nu e chiar așa.
cum ați fi vrut. Ori face sacrificii, ori manipula situația. Regele de cupe. Roata norocului extraordinar. Această dragoste vă schimbă viața. E o întâlnire de destin. De destin, pentru că vă provoacă să faceți niște alegeri. Faetonul are în spate îndrăgostiții, da? 6, nu? 7, ca să fii în 7 trebuie să treci prin 6, da? Să alegi binele, rău. Și în primul din experiențele pozitive și negative, să iei ce trebuie și să mergi înainte, către stea, cum a zis mai devreme, 17, către misiunea ta, către vindecare. Cineva arată calea. Dar degeaba arăți, pentru că trebuie să ia și decizia. Cel care primește informația. Roata norocului, întâlnire de destin. Întâlnirea aceasta va transforma viața. Această întâlnire va arăta ce înseamnă dragoste. Ați început să simțiți. După ce în cuplu aveați probleme. Eventual, ați simțit dragostea și totuși ceva s-a schimbat și ați revenit la cuplu vechi. Eu nu mai știu exact cum a venit 5 de monede, primul sau roata. Parcă totuși roata norocului a venit prima. Dar aici este, depinde de alegerile voastre, voi știți, pentru că nu știu ce alegere ați făcut. Dar apare abandonul, apar problemele în cuplu. De orice natură ar fi ele. Ia uite, 6 de spade, iar călătorile, conflictele, asul de cupe în prezent. Asul de cupe în prezent. Ups! Are legătură cu acest valet de bâte, dar acest valet de bâte a venit invers și trei de bâte invers. Trei de bâte care în general vorbește iar despre călătorii. Peste o apă, cel puțin, la distanță. Pline de speranță, în care se așteaptă oportunitățile, se așteaptă să primi niște roade, să, da? Dar am senzația că ar putea să nu fiți voi aici, ar putea să fie persoana respectivă, valetul de bâte, acel valet sau femeie, bărbat, nu știu cine este. Acel personaj să nu mai aștepte nimic și să se concentreze pe o altă dragoste. Să nu mai comunice. Valetul de bâte invers nu comunică. Se amână, iar ca trei de bâte amânare, se amână comunicare, se întârzie comunicarea cu acest personaj. Ori acest personaj a ales altă cale, dragostea, pentru că era conștient, ca și voi, că e ceva acolo, trei, decât în trei, mai bine în doi, da? Și dacă voi ați întârziat decizia, au luat ei decizia. Nu știu, sau invers. Ia uite. La capătul setului de cărți, frica, diavolul și luna, frici. Frică de dragoste, frică de uniune, a cuiva. Nu știu, a voastră sau a persoanei cu care sunteți. Ar mai putea să fie frica de decizii cu îndrăgostiții. E o poveste complicată de dragoste aici. O poveste de dragoste complicată, să zic și mai bine așa. Îndrăgostiții. Clarificăm îndrăgostiții în prezent. Așteptați mesaj de la această dragoste. Dar pentru mine am senzația că acea dragoste a găsit drum în altă parte sau da, v-ați simțit și părăsiți ei, voi cineva se vindecă după acest sentiment de abandon îndrăgostiții. 10 de cupe.
și moartea. Uite, justiția, trei decupe și moartea. Dacă au fost trei oameni, din care unul căsătorit, s-a pus punct. S-a pus punct aceste povești. Adică triunghiului amoros. Și totuși în prezent cu 10 de cupă aș spune că e o stare de visare. Nu e 7-10, dar... Hai să vedem și regina de bâte ce arată. Pare că regina de bâte, 9 de bâte. Poate vă blochează un semn de foc pentru unii. Foarte gelos, geloasă. 9 de bâte și regina de bâte. Pentru văd totuși două energii încăpățânate. Aici, 4. Două energii care țin, care nu vor să schimbe energia, care... Aș zice că în căsnicie, în familie, în, eu știu, cultura din care unul dintre voi vine, marele preot vine, da? Sunt conflicte tot timpul. Conflicte care provoacă pe celălalt să meargă, să-și caute pasiunea, să-și caute, nu știu, energia într-o altă direcție. Și pentru asta trebuie să învețe, nu doar să caute mai departe, să meargă, să plece din acest spațiu în care sunt conflicte, că să și pună granițe personale. Ca să poți și crea, pentru că nu-i suficient să te miști, trebuie să și crezi. Să și creezi. Nu știu cine e aventurosul aici, voi sau cealaltă persoană, dar eu, persoana aventuroasă, dar e aventuroasă pentru că sunt conflicte, 5 de bâte acasă, în familie. Aș mai vrea pe 10 de cupe o carte. 10 de cupe cu regina de cupe. 10 de cupe, clarificăm 10 de cupe pentru dragostiți, pentru balanță. 10 de cupe... Ne dăm o carte pentru balanță, 10 de cupe și îndrăgostiții. Foarte multe. Dar trebuie să vindecați. Ca să puteți să, dacă vreți să alegeți fericirea, am zis, îndrăgostiți înseamnă alegeri. Foarte important. Și vine totuși soarele, da? Dar după o perioadă în care trebuie să vă vindecați temperanța, să vă regăsiți credința, până atunci, persoana vibrantă, strălucitoare din viața voastră, blochează accesul. Pentru că trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, trebuie să vă descoperiți credința, trebuie să învățați să vă angajați în această vindecare și transformare și trezire. Vă place, nu vă place, cam ăsta e mesajul. Personaj care face parte din acel triunghi. Ia uite, Marea Preoteasă și Justiția, Pești, Drac, Scorpion, Balanță. Dar, nu doar, secrete într-un contract. Ia uite, secrete. Lună iar, semn de apă. Poate acest semn de apă s-a dus în altă direcție, vedeți. Pentru unii e posibil. Acest semn de apă să-și caute vindecarea lângă un personaj care oferă stabilitate, cavalerul de monede, cu care e dispus să facă sacrificii, să creeze fericirea. E un mesaj pentru unii. Marele preot, vă rog frumos.
Nouă de cupe. Aici este. Învățați să vă iubiți pe voi, prin orice situație ați fi. Aș putea să vorbesc că aceste cărți sunt pești, drac, scorpion, cu cineva cu marcaj în taur, dar nu obligatoriu. Cel mai important mesaj din cele două cărți este că trebuie să învățați să vă iubiți pe voi înșivă, să vă respectați și să investiți în creșterea voastră spirituală. Acum vedeți voi ce mesaj vreți să luați dintre câte spun. Decât să stați în acest blocaj mental, mai bine vibrați în această combinație energetică. 7 de spade. Șapte de spade, te rog frumos, pentru balanță. Viitor, 7 de spade. Ce carte negativă, foarte negativă, 7 de spade. Da. 5 de cupe și 7 de cupe. Ia uite, și 4 de monede iar, 4 de monede iar. Eu am senzația că personajul care a mințit, care a fugit de dragoste, care a fugit de angajament, regretă, plânge și rămâne cu visarea. Nu degeaba îi fi zis și la 10 de cupe că încă visați la o dragoste, dar ce ușor e să visezi, ba, sincer, chiar e ușor să și plângi, pentru unii e mai ușor să plângi și să visezi decât să te implici, practic, asta e. Asta e. 4 de monede, 4 de spade, păi a fost o atitudine extrem de pasivă. Extrem de pasivă. 4 de monede în continuare, clarificăm 4 de monede. Dacă sunteți un bărbat care ați vrut să fiți în control și femeia este la fel de încăpățânată, nu știu, una din femeile cu care apare în această, la care vă gândiți, nu știu la care vă gândiți, da? E o femeie la fel de încăpățânată ca voi. Da, hai să vedem. 4 de monede. Clarificăm 4 de monede pentru balanțe. Cavalerul de cupe, țineți încă la această poveste de dragoste, țineți 4 de monede, țineți. Ați vrea să comunicați emoțional, cavalerul de cupe, să exprimați ceea ce simțiți. Dar dacă sunteți în control cu acest împărat și vă rețineți, nu, ia uite-ți, regele de spade, aici sunteți, pe această diagonală. Pe această diagonală. De aici am plecat. Ați meditat, ok? A plecat persoana. A plecat. Rațiunea voastră a câștigat, aș spune. Dacă rămâneți în această atitudine care doar țineți, regretați și nu comunicați, nu manifestați, lăsați în urmă o energie feminină foarte puternică, împărăteasa și regina de bâte. Da? Am vorbit de împărăteasa, da? Și regina de bâte. Astfel de monede. O energie feminină puternică care își
începe o, își folosește o nouă oportunitate, ori începe o nouă relație, ori începe o nouă afacere, da? Cu o energie masculină care se implică, împărăteasa și regele de monede. Amândoi vor același lucru, abundență, bani, stabilitate. Marcaș puternică semnul taurului. Da? Aceștia lasă decepțiile în urmă, lasă minciunile, lasă, toți sunt dispuși să creeze ceva nou. Puteți să fiți voi? Dacă vă implicați, dacă nu vă implicați, rămâneți cu regretele. Ia clarificăm împăratul. Valetul de monede. Probabil că, totuși, veți face niște eforturi să comunicați cuiva ceva. Din toate câte simțiți. Dar este prea puțin față de câte puteți oferi și câte puteți crea. Împăratul și valetul de monede. E atât de mic valetul de monede pe lângă împărat. Atât de puțin. Interesant, e un nou capitol. În această poveste de dragoste e un nou capitol. Iau de justiție în spate. Din cauza contractelor, din cauza rațiunii. Nu ce nimeni să fie rațiune, dar aici este partea bună pe care foarte puțin o ating. Justiția e rațiune, dar e și în emoție. Și emoțiile sunt echilibrate. Aici aveți mult de vindecat. Nu degeaba vorul 17. E o călătorie lungă spre vindecarea voastră, spre trezire, spre copilul interior. Vă place, nu vă place? Astea sunt mesajele. Mai dăm pe valetul de monede o carte. Iar revine lumea. Lumea. Dar e fain că intrați totuși în manifestare. Nu știu, când poate în august, poate în septembrie. August, că tot apare soarele. Da? Și iar povestea aceasta de dragoste profundă. Nu trebuie să-mi spuneți mie pe cine iubiți. Dacă iubiți. Mai dăm o carte după această lumă. Ia. Dacă sunteți tată cu copii și aveți pe cineva la distanță, lumea la distanță, destul de mare de voi, o femeie față de care simțiți pasiune, față de care, nu știu, cred că vă e și dor. Nouă de spade, vă faceți griji pentru această femeie. Ceva se întâmplă. Într-un mod neașteptat, apare o scânteie, o pasiune. Nu știu dacă este a voastră sau acea femeie va merge către alt personaj. Nu știu. Este greu de spus pentru că nu e etaloare personală. Puteți să comentați ce vreți că vai, că nu știu. Nu pot. Am scos o grămadă de cărți, v-am spus suficient pentru o carte care în principiu este încăpățânată. Vrea autoritate, vrea control, da? Și am zis, puteți să fiți tată cu un copil și să aveți o energie feminină la distanță, față de care vă faceți griji, da, vă faceți griji, vă e dor de ea, dar, repet, turnul 16 și coasul de cupe, nu știu dacă vă reprezintă pe voi această nouă pasiune pentru voi, sau va fi pentru o altă persoană. Nu știu. Variază. Pentru că sunt doi bărbați. Sunt doi bărbați. Și aici au fost doi. Da. Eu știu, nu știu cât de satisfăcătoare a fost detalarea.
La unele zodii au venit foarte frumoase talările. Aici încă sunt confuzii, încă sunt așteptări. Aș spune că așteptați un mesaj de dragoste. Așa aș spune, așteptați un mesaj de dragoste, dar mai bine v-ați concentra pe vindecarea voastră. Sau poate acea femeie și-a făcut griji 9 de spade pentru voi și brusc își regăsește pasiunea. Interesul pentru viață. Iar greu de spus. M-am străduit cât am putut, mesaje de la îngeri. Ideea este că primul mesaj, da? Dați-vă timp să vă relaxați ca să vă conectați spânzuratul. Exact ce apare. Spânzuratul, casa 12-a peștilor. Să vă conectați la altfel de energii, să vă vindecați prin somn și nu doar atât, să primiți mesaje în somn, prin vise. Dați-vă timp. Ce-ar mai fi? 11. Privește la puterea ta interioară. Aveți unii puterea de manifestare, dacă vreți. Dar trebuie să vă adunați energiile și să manifestați. Acționați de ca și când partenerul este aici. Dacă persoana la care vă gândiți nu este cu voi, încercați să vă informați și să îi manifestați în viața voastră. Dar pentru asta, iar, repet, aveți nevoie de vindecare, de răbdare, de informare. Pentru că cineva, am senzația că cineva nu a ales corect la un moment dat. A ales trecutul, a ales stagnarea și i-a fost frică. Da, i-a fost frică. Vedeți? 5 și 15. Și iar 17, vindecarea. Și iar 13, și călătoriile. Călătorie lungă, vindecarea asta. Și 13, transformare. Măi, vă place, nu vă place? Asta este energia. Vă doresc dragoste, pace. Și dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine, ceau, ceau. Am închide-te.